Evaluarea candidaților a început cu proba orală la limba și literatura română. Startul examenului a fost dat la ora 12 din cauza alegerilor locale. Spre deosebire de anul trecut, toate centrele de examinare, indiferent dacă se află în mediul urban sau rural, au fost dotate cu sisteme de supraveghere video. În județul Suceava sunt 22 de centre de evaluare care au fost dotate cu 1362 de camere video. Vedeți, elevii, că stau. Asta e 2 un examenul. 3, 4, 5, informatica și 6 este holul de intrare. E un pic de ecranare, dar asta nu are. Cei mai mulți dintre directorii de școli de la țară au cumpărat camere de supraveghere pe datorie. Toate echipamentele necesare pentru desfășurarea examenului sunt în regulă, deci începând de la fișet metalic, supraveghere video, camere video în toate sălile de examen, plus avem și dotare cu cameră web în loc unde se multiplică subiecte, se pot fi imprimate, deci... Elevii nu s-au lăsat intimidați de camerele de supraveghere. Imediat după ce au primit subiectele, s-au apucat de treabă. Unii dintre ei susțin că s-au descurcat bine. La început mi s-a părut mai dificil, apoi mi-am dat seama ce trebuie să fac și am trecut peste greutăți. Te-au deranjat camerele de supraveghere? Nu. Nu, deloc, nicio emoție. Un text din Matei Călinescu și am avut timp, am scris câteva idei picior, a fost ok. Emoții am avut foarte mari, având în vedere că a fost primul examen. Am avut emoții, dar a fost ok. M-am pregătit pentru camere, știam de la început că o să fie și... Doar asta mi-au dus puțin emoții, dar în schimb a fost ok. Și subiectele cum au fost? Au fost nici grele, dar au fost așa cum trebuia să fie. Au fost bune. Rezultatul obținut de fiecare candidat la proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română nu va fi exprimat prin note sau prin calificativ admis respins, ci prin stabilirea nivelului de competență, respectiv mediu, avansat și experimentat. BAC-ul va continua în perioada 15-18 iunie cu evaluarea competențelor digitale. Probele scrise vor începe pe 2 iulie cu testarea la limba și literatura română.